Nu pierzi nimic. Ce se întâmplă după 35? Păi după 35 deja știi direcția, ești canalizat pe o anumită zonă și cam știi ce faci cu viața ta. Dar până în 35 tu visezi, ai cea mai mare dorință de a reuși. Iar când ai dorința de a reuși, o să găsești mereu calea. Dacă ți-e frică de responsabilitățile care le ai în spate, normal că nu o să poți să riști. Și business-ul în general și reușita unui om este despre risc. Atunci când riști, poate să-ți iasă. Poți să riști de 3 ori și să-ți iasă doar o dată, dar dacă ți-a ieșit, e mai mult decât dacă nu riști niciodată.